cerința voastră, domnule consul, dacă avem al unui răspuns în cea de îmi revine plăcuta misiune și onoare în calitate de președinte al Senatului Universității Lucian Blaga din Sibiu. Și vreau să vă spun că aici scrie foarte clar Sigilium Magnum Universitatis Lucian Blaga Cibiniensis mens agitat molem. Domnul rector, vă rog să primiți marele sigiliu. În același timp, vă rog să-mi permiteți să-i mânez noului rector, marele colan al rectorului. Acest mare colan al rectorului, pe lângă ceea ce spuneam eu că simbolizează, simbolizează în plus un lucru foarte important. Parteneriatul universității cu mediul economic, de afaceri, social și cultural. Felicitări! Este o sarcină deloc facilă, aceea de a prelua universitatea de pe poziția pe care eforturile dumneavoastră și ale precedestorilor mei rectori au adus-o și de a încerca împreună cu întreaga comunitate academică să facem ca Universitatea Lucian Blaga din Sibiu să devină o universitate care să nu poată fi ignorată pe plan național și internațional. Întâmplarea face că sunteți al treilea rector pe care îl prind. Și atunci deja există o mică posibilitate de analiză a evoluției Universității Lucian Blaga pe un termen un pic mai lung. Pot să spun că relația dintre Universitatea Lucian Blaga și Municipalitatea Sibiană și cu subsemnatul a fost o relație foarte bună în toți acești ani, dar niciodată una foarte apropiată. Astăzi, în cadrul acestei ședințe festive a Senatului Universității Lucian Blaga din Sibiu, împreună cu distinșii noștri invitați, noua conducere a Universității Lucian Blaga din Sibiu, în frunte cu rectorul nou ales, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc profesorului Șal, doctor honoris causa al Universității Lucian Blaga din Sibiu și cetățeanul de onoare al Sibiului pentru contribuția deosebită la dezvoltarea Universității Lucian Blaga din Sibiu și să înmânez diploma de excelență ca simbol al recunoștinței și prieteniei noastre sincere.